Ideea de la care vreau să plec este aceea că întreaga noastră existență gravitează în jurul alegerilor, respectiv planurilor pe care le facem în fiecare zi. Acest principiu al planificării se aplică fiecărui domeniu din viața noastră. Dacă viața noastră biologică, hrana, îmbrăcămintea, educația, depinde de planurile pe care ne le facem, atunci cred că acest aspect este unul important. Nimic în afară de cele mai simple impulsuri, nu se realizează fără o anumită pregătire sau prevedere pe care o numim plan. Cu toții ne luăm măsuri pentru a ne asigura că avem suficientă mâncare, suficiente haine, suficienți bani pentru a trăi. Pentru a satisface nevoile fizice trebuie să planificăm ce să este adevărul. Și cred că m-am făcut înțeles. Trebarea este nevoile spirituale le luăm la fel de în serios. Privind la nevoile spirituale cu aceeași urgență cu care privim spre nevoia de a mânca și de a nu muri de foame, de a avea haine și de a nu muri de frig, de a avea o locuință și de a nu trăi pe stradă. Aplicăm aceeași seriozitate în planificarea pentru a ne maximiza slujirea ca și în planificarea pentru a ne câștiga existența. Ceea ce intenționez în minutele următoare este să las cuvântul lui Dumnezeu să ne convingă de nevoia de disciplină în viața spirituală. Și, ca să fiu mai concret, de nevoia de a ne planifica viața spirituală. Care este scopul uh, acestui episod? Acela de a fi motivați de Cuvânt, prin Duhul Sfânt, ca în anul acesta, în lunile care urmează, în săptămânile care vor veni, să ne rezervăm timp pentru a ne planifica viața spirituală, necesitățile pe care le avem, viața de rugăciune, devotamentul nostru față de Dumnezeu, viața de slujire prin implicarea în Biserica locală. Prin introducere am vrut să demonstrez că suntem ființe a căror existență biologică și socială nu poate fi ținută fără pregătiri, fără disciplină, fără planificare. La fel este și în viața spirituală. Modul prin care am intenționat să fim motivați să facem acest lucru este prin trei exemple pe care Biblia ni le arată, trei exemple de planificare. În primul rând vreau să privim la Dumnezeu, apoi la Isus și în final la Pavel. Ceea ce cred că trebuie să clarificăm încă de la început este faptul că Domnul controlează în cele din urmă viitorul. Și pentru că face asta, nu înseamnă că nu ar trebui să facem planuri. Înseamnă că ar trebui să ne încredințăm activitatea Domnului și să ne încredem în El pentru a ne stabili planurile în conformitate cu scopurile sale iubitoare. Motivul suprem al planificării este că Dumnezeu este un Dumnezeu care planifică. Iar noi am fost creați după chipul său pentru a stăpâni pământul sub domnia sa. Nu cred că este posibil să concepem un Dumnezeu care nu acționează conform proprii sale planificări veșnice. Adică un Dumnezeu care reacționează la impulsuri mai degrabă decât la acțiuni deliberate care să se încadreze într-un scop înțelept. Din moment ce Dumnezeu este un Dumnezeu care face toate lucrurile conform unui plan, cred că este benefic și trebuie să abordăm cele mai importante aspecte ale vieții noastre cu atenție, nu la întâmplare, chiar planificându-le. De asemenea, Isus a avut o misiune de îndeplinit și a dus-o la bun sfârșit, cu atenție și conform unui plan prestabilit. Prestabilit încă din veșnicie. Când mama sa l-a rugat să facă o minune la nunta din Cana, el a spus, nu mi-a sosit încă ceasul. Dar a existat o oră a planificării, o oră stabilită pentru revelarea puterii sale. Iisus urma planificarea care a fost făcută din veșnicie. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, citim următoarele. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer și a îndreptat hotărât fața să meargă la Ierusalim. Iisus știa care era planul său pe pământ și nu s-a dat în lături de la el. Chiar dacă planul a fost să moară prin cea mai cruntă metodă de tortură din vremea aceea. Acesta era planul Tatălui, dar era și planul lui Iisus. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, citim că nimeni nu o ia de la mine, anume viața, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau din nou. Cred că am înțeles că Dumnezeul Bibliei nu este Dumnezeul care lasă lucrurile la voia întâmplării, ci este un Dumnezeu al planurilor și al planificărilor. El fiind cel care ne-a planificat nu doar metoda de mântuire, ci și mântuirea personală. Acum, în timpul care ne-a mai rămas, vom lua doar un singur exemplu de planificare a lui Pavel din multele pe care le-am putea lua, din faptele Apostolilor și din scrisorile sale, pentru a înțelege care este scopul nostru când facem un plan. Și vreau să citesc câteva versete din Romani, capitolul 15. Și am năzuit, adică am planificat astfel să vestesc Evanghelia acolo unde numele Lui Hristos nu fusese proclamat ca să nu construiesc pe o temelie pusă de altcineva, ci să fac așa cum este scris, cei cărora nu li s-a istorisit despre el vor vedea și cei care n-au auzit vor înțelege. Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, nemai având loc în aceste regiuni și întrucât de mulți ani am o mare dorință să vin la voi, sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi între acolo după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi cu voi. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe frați. Deci, după ce voi fi dus la îndeplinirea aceasta și le voi înmâna în siguranță acest rod, mă voi îndrepta spre Spania, trecând pe la voi. Iată un exemplu tipic al modului în care Apostolul Pavel și-a îndeplinit misiunea. Și cred că ar trebui să învățăm de la el că planificarea este esențială pentru o surgire productivă. Și mă refer atât la surgirea personală cât și la organismul mai complex al activităților din biserică. Pavel a fost cel mai mare, să zicem, plantator, între ghilimele, de biserici care a trăit vreodată. El a realizat mai multe în viața sa pentru răspândirea Domniei lui Hristos decât orice altă persoană. Așadar, cred că am face bine să luăm în serios metoda lui. O parte din metoda sa a fost planificarea. Da, avea o linie de direcție generală. Voia să predice acolo unde nimeni nu mai predicase până atunci. Apoi a dezvoltat un plan specific pornind de la această linie directoare. Urma să ducă Darul la Ierusalim. Păi urma să meargă la Roma pentru a stabili o bază de plecare, de unde urma să meargă apoi imediat în Spania. De exemplu, dacă Pavel nu ar fi plănuit să folosească Roma ca bază de plecare pentru călătoria în Spania, probabil că nu ar fi scris niciodată cea mai mare scrisoare pe care lumea a cunoscut-o vreodată, epistola către Romani. Planificarea este crucială în viața creștină și în slujirea creștină, chiar și atunci când Dumnezeu trece peste planificările noastre. În mod special, rugămintea mea pentru voi este să vă faceți timp săptămânal pentru a planifica cele mai importante lucruri din viața voastră. Planificați cele mai importante lucruri din viața dumneavoastră. Planificați modul în care veți petrece timp cu soțul sau soția dumneavoastră, pentru a aprofunda și a consolida relația. Planificați cum veți petrece timpul jucându-vă cu copiii și învățându-i. Planificați cum doriți să vă mențineți sănătoși. Planificați cum să dormiți suficient. Planificați-vă vacanța astfel încât aceasta să vă ofere o dignă și renuire spirituală. Și cel mai important, Planificați modul în care rugăciunea și meditația asupra cuvântului vor fi părți importante din viața voastră. Fără un plan, aceste lucruri importante sunt întotdeauna date la o parte de presiunea lucrurilor urgente. Planificarea trebuie să fie o parte obișnuită a vieții. Așadar, dorința mea este să vă rezervați timp în fiecare săptămână pentru a vă planifica, în special pentru a vă planifica viața de rugăciune și de studiu biblic. De exemplu, din moment ce duminica este prima zi a săptămânii, nu ultima zi a weekendului, ia 10 sau 15 minute în fiecare duminică și gândește-te uh, cum te vei ruga, ce vei studia în săptămâna care urmează. Gândiți-vă cum ar putea Dumnezeu să vă folosească în acea săptămână într-un mod special. Planifică versetele biblice pe care vrei să le înveți. Cărțile, numărul de pagini pe care vrei să le citești, vizitele pe care vrei să le faci, vecinul cu care vrei să vorbești și așa mai departe. Cel mai mare misionar care a trăit vreodată a fost un planificator. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care face toate lucrurile conform unui plan. Iar Isus și-a propus să meargă la Ierusalim datorită unui plan făcut din dragoste. Dumnezeu a planificat mântuirea poporului Său pentru ca noi, poporul Său, să ne putem planifica viața pentru gloria lui. Acesta este adevărul, pur și simplu.